Bună ziua, bun găsit între prieteni! Jucăriile sunt printre cele mai frecvente surprinse pentru copii, însă nu acordăm întotdeauna atenție suficientă categoriei de vârstă pentru care fiecare jucărie este recomandată. Și uneori ne influențează și moda. Dacă o anumită jucărie este foarte cumpărată, mulți părinți simt nevoia să o achiziționeze la rândul lor. Despre mesajele transmise prin intermediul jucăriilor și la ce să fim atenți când le alegem, discutăm cu Ana Maria Ivan, adică Zanana noastră, blogger de parenting. Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am regăsit! Uite, povestim despre jucării și abordăm astfel această discuție pentru că de multe ori ne ia valul, așa știi, în multitudinea de jucării și e doar riscăm, o jucărie, riscăm să alegem ceva nepotrivit pentru copiii noștri. La ce să fim atenți? Nu știu, când luăm o decizie de a cumpăra o jucărie. Ca toate lucrurile pe care noi le luăm pentru copiii noștri, tu știi foarte bine că le influențează și modul de a se exprima, și modul de a gândi, și modul de a se arăta cu ceilalți copii, da? Ei bine, acest lucru se vede și în modul în care ei au jucăriile respective. Adică dacă le luăm jucării educative, o să vezi că copiii noștri învață diverse lucruri. Dacă le luăm jucării după anumite personaje, foarte important să vedem ce personaje vrem noi ca copiii noștri să asimileze din ceea ce fac ceilalți. Și atunci dacă stăm și ne uităm foarte bine, tu știi foarte bine că desenele animate, filmele, poveștile, personajele principale sunt pozitive, bune, nu? Pentru că asta ne dorim și copiii noștri să transmită și să aibă și ca să și învețe, calități. Da, de la cineva, un exact. Model. Da. Categorică, din păcate, există și personaje negative, pentru că așa e și în viață, cam așa se întâmplă și în desene animate. Ce se întâmplă, în schimb, dacă apare un personaj negativ ca și personaj principal? Aici ar trebui foarte bine părinții să se gândească, este doar un plus, este doar o jucărie, cât îl afectează pe copil, dar stai să vezi că copilul meu este la o vârstă mică și nu știe povestea respectivului plus. Copilul nu rămâne nimic, în primul rând, le-a spune părinților. Copilul va crește și dacă el are un anumit plus, la un moment dat va ajunge la vârsta la care va dori să-i cunoască povestea. Și se poate întâmpla la 5 ani, la 7 ani, la 10 ani. Deci e foarte important ca părinții să nu se gândească doar un plus, ci să se gândească la consecințele pe termen lung achiziționării oricărui produs pe care vrem să-l oferim copiilor noștri ca și joacă. Da, dar mai auzi așa uneori că este inofensiv. Hai, că ce, e o jucărie, ce se poate întâmpla? E drăguță, uite, e pufoasă, copilul o ia cu el peste tot, nu? Adică și ce dacă e negativ, dacă îi place? Ar fi drăguț dacă, în primul rând, le-am atrage copilor lucruri pozitive și care să-i facă să zâmbească, să-ți transmit o stare de bine. Dar au apărut pe piață tot felul de produse care nu ne transmit nouă, că adus niște sentimente bune și te înfioară pe tine și stai și te gândești cui se adresează acest produs. Sunt convinsă că nici copilor nu le fac foarte bine. Să știi că în ultima perioadă au fost mai mici care mi-au scris de tot felul de probleme pe care le au copiilor, inclusiv în somn. Mie mi-a scris o mămică săptămâna trecută că al ei copil de 4 ani și un pic nu dormea foarte bine noaptea. Și bineînțeles, apucându-mă să vorbesc cu ea, încercând să elimin toate lucrurile care pot cumva afecta modul în care copilul ei dormea și că visa urât și că se trezea țipând, am aflat că ține o anumită jucărie care este foarte la mod acum, dar cu o înfățișare destul de înfricoșătoare. De monstruleț. Da. Și abia după foarte multe discuții cu ea am înțeles că de fapt au început acele coșmaruri odată cu acest pluș, aparent inofensiv, pentru că copilul nu știa nici de povestea din spate. Luând acest pluș de lângă copil, copilul a început să-i se diminueze coșmarurile. Nu sunt coincidențe. Categorică, nu toți copiii reacționează la fel, că unii sunt mai sensibili și alții sunt, spunem noi, mai puternici. Dar mai e și o chestie pe care foarte puțin părinții o iau în considerare, și anume faptul că efectele oricăror lucruri pe care noi le facem acum cu copiii noștri, inclusiv jucăriile pe care le au, nu se văd imediat, nu se văd azi, nu se văd mâine, se văd în timp, după o anumită perioadă de timp. Și că noi spunem că atunci când copiii noștri copiază anumite comportamente de la noi și spunem, vai, ce seamănă cu mami, vai, ce seamănă cu tati, bineînțeles, lăudându-ne când sunt lucruri bune, se văd lucrurile pe care noi le-am făcut în preajma lor, nu cu ei neapărat,
ci cu ceilalți și se văd în niște ani. E cam același lucru se întâmplă și cu această jucărie și cu multe alte jucării, că nu este singura da, de acest gen. Au fost tot felul de trenduri, știi? Exact. Adică au fost jucării care au fost foarte cumpărate, chiar dacă erau personaje negative și mi-aduc aminte că și nepoata mea voia la un moment dat, acum niște ani, 10 ani, o anumită păpușică, mă rog, dacă stăteai să auzi, în spate. Ce în spate, te îngrozeai, nu mi-ai mai luat nicio păpușică, dar întrebarea este cum le povestim sau cum le spunem că acea jucărie nu este potrivită pentru ei, pentru că e și chestia asta, vede la copil și vrea și eu cum îi povestesc, păi dacă acel copil are jucăria pentru tine, de ce nu ar fi bună? Primul rând trebuie să nu vrea părintele, pentru că cea mai mare problemă pe care o văd eu, cel puțin în ultimele zile, este faptul că părinții susțin aceste jucării. Dacă aceste jucării n-ar fi susținute de părinți, n-ar ajunge la copii și ușor-ușor ar dispărea de pe piață. Dacă am fi suficient de mulți oameni publici care scriem despre aceste jucării, dacă am face tot felul de reclamații către instituțiile care trebuie să se ocupe de acest lucru, să știi că ușor-ușor ar dispărea. Să știi că mă uita inclusiv despre acest proiect despre care am scris și eu, faptul că poliția din UK trimite avertizmente în școli și părinților sistematic de ceva vreme fix despre acest pluș. Incredibil. Este foarte interesant faptul că, deși eu am transmis acest lucru în articol, reacția părinților a fost exagerează. Uh-huh. Adică nici măcar faptul că o altă țară, mai dezvoltată ca noi, mai educată ca noi, au atras avertizmente și sunt psihologi care se ocupă de ore în șir pentru terapia copiilor care le-au avut și vorbim despre copii mici și cu toate acestea pentru noi nu este nu ne avertizează suficient, nu ne alarmează suficient de mult încât să renunțăm. Eu stau și mă gândesc de multe ori de ce trebuie să ajungem în situații critice cu victime, ca acel joc de acum câțiva ani cu adolescenții și provocările periculoase. Au fost tot fel de provocări, da. Online. Exact. De ce trebuie să ajungem abia atunci, în punctul acela, și nu putem să realizăm că sunt toxice înainte să se întâmple lucruri. Înainte să se întâmple ceva, nu știu, cu copilul tău agresat într-un parc, așa cum mi-a scris o mămică, că fetița ei de 4 ani a fost în parc cu acest pluș ținut de mână și alți băieței de 7 ani. Am stat și m-am gândit 7 ani, fetița mea are 7 ani, deci pot să-mi imaginez ce vârstă au acei copii. Da. Faptul că au strâns-o de gât și au lins-o pe față transmițându-i versuri din videoclipul pe care îl are acest pluș. E bine, dacă stăm să ne gândim la toate aceste efecte, nu sunt doar niște plușuri, ci din contră creează niște comportamente deviante pe care psihologii vor avea treabă să le scoată din copiii noștri, pentru că au fost niște plușuri. Deci, în primul rând, ca să revin la întrebarea ta, că am fost foarte lungă, că părinții sunt cei care ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Apoi e foarte ușor să știi să-i spui copilului. Poți să-i arăți consecințele, poți să-i arăți, uite-te, mami, așa arată acest pluș. Pe bune, chiar ți-l dorești? Hai să vedem care sunt efectele din spate. Dacă noi ne dorim o viață bună, blândă, hai să ne înconjurăm de personajele potrivite vârstei noastre. Să știi că Aaron, când mi-a spus că își dorește deci acest și pluș, tu prin asta. Da, am trecut și eu cu Aaron prin acest lucru, l-am întrebat, tu cu ce personaj te identifici? Cine ți-ar plăcea ție să fii? Și lui îi plac foarte mult polițiștii buni, patrula cățelușilor, sunt tot felul de personaje de acest gen. Și am spus, cam cum îl vezi tu acest pluș cu ceea ce îți place ție? Te uiți, da. Și a realizat singur și și-a dat singur seama, da, mami, să știi că ai dreptate, e un pic ciudățel. Eu, de fapt, îl vreau pentru că vor ceilalți. Ei, aici este o întreagă discuții pe care eu le am de foarte multă vreme cu copii, la absolut orice. Și asta se aplică la absolut orice, nu doar la jucării. Se aplică la jocuri, până la toate. Da. Da? Deci asta e deja o chestie care ține de educație și pe care tu ai de foarte multă vreme. Nu apare doar acum și o discuție acum. Fiecare familie are regulile ei, fiecare familie își asumă ceea ce își dorește pentru copii sau nu, iar părinții sunt cei care decid pentru copiii lor până la o anumită vârstă. Este extrem de greșit să-i lăsăm la vârste mici pe copii să aleagă. Da, uite, acum o să fiu avocatul diavolului așa. Și o să te întreb așa, ce ar fi dacă ți-ar spune un părinte, păi da, nu o să-l cresc toată viața într-o bulă de cristal și ca să cunoști binele trebuie să cunoști și răul. Categoric, doar că tu în momentul în care cunoști răul trebuie să-l cunoști în față în față cu binele, nu? Și atunci trebuie să-i arăți consecințele binelui și consecințele răului și să-l întrebi pe copil după ce arăți ambele variante, ție ce ți-ar plăcea, unde ți-ar plăcea să fii?
tu cu cine, ce personaj ții? Iar asta o faci, bineînțeles, în foarte multe povești pe care le avem la îndemână, cu foarte multe desene animate care sunt, slavă Domnului, acum pozitive, cu limbaj corect, categoric, și eu susțin faptul că copiii n-ar trebui ținuți într-o bulă, deși până la o anumită vârstă e normal să-i ferim de anumite pericole. Le povestim despre ele, îi expunem la anumite cărți, povești, pe limbajul lor, pe categorii de vârstă, da? Să nu-i speriem, să nu-i traumatizăm. Tu știi că noi am avut problema asta cu capra, da, cu poveștile lui Creangă. Cu poveștile, pe care da, nu conștientizam, da, că sunt atât de sângeroase, da, atunci. Eu cu Aaron am avut această problemă, aceea... când bunica îi spunea de capra cu trăiești și au venit copiii mei acasă și au spus vine lupul, vine lupul și dă-i și explică-le de lup. Și știi bine că i-am dus la zoo, le-am arătat lupul alb, le-a trecut frica. Deci, important este nu să-i ținem într-o bulă, ci pur și simplu, în primii ani de viață, să le arătăm cât de bine este partea asta bună, să aleagă în viață binele, să aleagă în viață, să ne gândim la ceilalți, să ne gândim că avem dorințe, dar nu le avem pe toate satisfăcute și aici o să-ți vină terapeuții cu mai multe, cum îi spune... lucruri pozitive și argumente pentru care susțin acest lucru, și abia apoi să vii tu ca părinte și să-i spui, da măi, nu arunci copilul la un an în gura lupului, mamă, descurcă-te că sigur o să dai în viață de greu. Dar uite, la ce vârstă este ok să povestești cu cel mic de anumite lucruri mai dark, să zic așa, mai întunecate, astfel încât să nu-l sperii, pentru că e clar că o să se lovească de așa ceva și dacă nu-i povestești tu, o să-i povestească un coleg la grădiniță sau la școală și cine știe cu ce vine și de acolo. În primul rând, aici vorbim de foarte multe aspecte când spui tu de partea asta dark. Eu, de exemplu, am început cu copiii mei de la vârsta de 3-4 ani, povestim, de exemplu, despre părțile intime, povestim despre faptul că trebuie să punem reguli și limite cu toți cei din jurul nostru. Povestim despre faptul că anumiți adulți, da, toți ceilalți, în afară de mami, tati, medicul de față cu mami, nu te atinge pe tine pe anumite părți decât cu noi, da, lângă tine. Adică sunt foarte multe aspecte pe care noi trebuie să le povestim copiilor, dar nu le spun de ce la 4 ani. Le spun la 5-6 ani, după care la 8-9 ani am deja o altă discuție cu ei. Povestim, bineînțeles, despre toată partea asta de educație sexuală, că tu știi că există un mit, noi nu vorbim noi despre... Noi nu spunem că e noi rușine, trebuie să povestim toate să părțile intime cu copii. Că totale noastre sunt. Totale noastre sunt, îi spui mână, îi spui toate variantele, pentru că există mai multe variante pe care noi le povestim copiilor. Dar știi că ajung adulți fiind să nu spună, știi? Da. Adică știu, folosesc cunosc tot acele cuvinte din grădiniță, da? Adică la așa ceva se ajunge. Aici ar trebui în primul rând ca părinții să înțeleagă că am trecut de niște etape. Să știi că a fost o mămică care mi-a scris, am fetița de 14 ani, cum vorbesc cu ea de menstruație. Și eu stăteam și mă gândeam că copiii mei știu de menstruație de la mine, inclusiv Alexandru știe că când mami trece prin perioada menstruației și că mami nu se simte foarte bine și că are dureri și unde o doare și ce se întâmplă și ce sunt absorbantele și toate lucrurile acestea sunt începute de acasă. Este o scuză faptul că noi mergem și spunem părinții noștri n-au vorbit cu noi. Ok, tu te poți documenta acum, poți căuta ajutor dacă nu știi cum să o faci și să treci de această barieră. Adică nu ar trebui să mai căutăm scuze în faptul nou, nu ni s-a întâmplat. Pe vremea noastră era așa, mama și tata n-au făcut. Măi, mama și tata nu pot fi de vină pentru absolut toate alegerile pe care le facem noi în viață. Și s-au schimbat stilurile de parenting. Despre asta e vorba. Nu mai vorbim despre ce se întâmpla cu 30 de ani, 40 de ani. Despre asta e vorba. Adică cred că suntem suficient de adulți, de maturi și de responsabili încât să înțelegem că atunci când alegem să avem copii, luăm tot pachetul. Nu doar sunt drăgălași minunați până pe la 2 ani, după care soarta, băieți, vă descurcați până la 18-20. Exact. Să-și facă nu știu, de mâncare. Așa am citit eu în cărțile de parenting, că voi vă descurcați. Hai că vă spuneți de părțile nasoale ale vieții și e treaba voastră ce faceți, dar la 60 de ani, când o să am, să nu uitați să mergeți un pahar de apă. Da, păi de-aia îi facem, ca să ne aducă un pahar de apă la bătrâneți. Deci, despre asta e vorba. Haideți să ne asumăm faptul că facem copii și că îi creștem cu toate lucrurile bune, că noi decidem pentru ei, nu decid ei, că ne asumăm toate lucrurile pe care ei le fac și ne dăm seama care sunt lucrurile pe care noi trebuie să le schimbăm la noi. Cel mai mult și cred că exemplul cel mai bun este să stai să te gândești cum erai tu ca copil mic. Eu să știi că asta îi mai spun soțului meu în anumite perioade când îmi spune eu nu prea știu, uite, la vârsta asta ce trebuie să fac cu Aaron sau cu Catarina. Și îi spun, gândește-te cum erai tu la 7 ani. Ce ți-ai fi dorit tu să facă mama ta, tatăl tău cu tine sau ce ți-ai fi dorit să nu facă? Da.
și cum te făcea pe tine să te simți un lucru. Este exemplul cel mai simplu, n-ai nevoie de terapie să mergi acolo, n-ai nevoie de un psiholog care să spună ce să faci, este suficient să te pui în locul copilului, să-ți aduci aminte de cum erai tu ca copil și să știi că se rezolvă multe probleme. Uite, pentru că vorbeai mai devreme, ne-ai dat acel exemplu cu acel comportament deviant, să-i spunem așa, cu cei copii de 7 și de 4 ani. Cum să le povestim copiilor noștri că s-ar putea, la un moment dat, să se întâmple ca unul dintre colegi să aibă un astfel de comportament care vine dintr-o, uite, jucărie sau mai știu eu ce altă activitate? Cum să le povestim de asta? Că tot vorbim despre lucruri, dark. Să știi că a venit Aaron ieri și mi-a povestit că are un coleg care l-a necăjit cu un lucru și nu i-a plăcut și ce învăț eu. Și să știi că învățatul este tot timpul, pe toate situațiile și reamintit. Pui limite. Stop. Nu-mi place ceea ce faci. Până în momentul în care tu nu-ți schimbi atitudinea față de mine, eu nu pot să rămân aici lângă tine. Și mami, și ce fac? M-a întrebat Aaron. Te întorci cu spatele și chiar dacă sunteți în aceeași încăpere și categorii, nu se poate să pleci, că ești la grădiniță, ești în clasă, te duci 2 metri mai la dreapta, mai la stânga, cauți compania altui copil. Dacă lucrurile sunt foarte grave și efectiv nu scap de acest lucru, te duci și spui unui adult. Nu-i învăț să se ducă la adulți pentru toate micile năzdrăvănii pe care ele și au lucrurile categoric. Dar atunci când este întrecut o limită, o dată de 2 ori de 3 ori, trebuie să mergi să-i spui adultului. Și ce putem să facem noi și copiii noștri este să ne întoarcem cu spatele și să plecăm. Este varianta cea mai sănătoasă din orice situație. Ce întrebări mai au părinții din comunitatea ta apropo de jucăriile acestea periculoase, să le zicem așa? Povesteam de mămica care mi-a scris de băiețelul ei de 5 ani. Ea era foarte convinsă de faptul că al ei copil habar nu are despre existența acestui pluș și în momentul în care îmi spunea că citea pe telefon articolul meu, copilul a văzut poza din articol și a început să-i turuie mamei și despre cântecel și despre jocul la 5 ani. Wow. Și mama era extrem de șocată. De unde știi tu despre el? Păi mi-a spus un coleg. Vezi, deci uite, despre ce vorbeam. Asta este un lucru pe care părinții trebuie să-l ia în considerare din nou, să nu mai presupună că copiilor nu știu, habar nu au, stai să vezi că mai e până când or să afle ei. Vorbim de 5 ani, da? La 5 ani știi că copiii vorbesc cu alți copii. Păi uite, vezi, și să-l întrebăm atunci când vine acasă, da? Când îl luăm de la grădiniță sau când îl luăm de la școală, să-l întrebăm, mami, ce ai vorbit astăzi cu ceilalți colegi? Ce ai mai aflat nou? Despre ce ați povestit? Așa. Deci că acest lucru se întâmplă în momentul în care nu o să-ți spună niciun copil când iese de la școală. Eu îți spun că am 3 acasă și Aaron este singurul care vine de la școală și în mașină tot drumul până acasă îmi turie tot. Tot. Dar chestiile emoționale, mai care țin el de anumite lucruri, mi le ține în alte cadre. Adică seara înainte de somn sau când ieșim noi doi. Așa, la o înghețată, când iese el cu tati și povestesc ei ca băieții, atunci vine vorba despre anumite lucruri pe care în alte contexte nu ni le povestește. Spune, da. Dar pentru asta e nevoie să ai o relație bună cu copilul, să ai timp de el, să știi să-l asculți, ca copilul să aibă încredere în tine, să-ți spună orice, să știe că dacă ți-a spus ceva, tu nu te duci mai departe la mama copilului sau nu-l cerți sau reacționezi într-un mod pozitiv pentru ca el să-ți spună orice. Ei, acest lucru se clădește în ani. Încrederea se clădește. Toată relația cu copilul se clădește în ani și nu este doar un singur lucru pe care îl facem odată, ci ceea ce facem în fiecare zi și în fiecare zi, din nou și din nou. Dar uite, dacă e să ne adresăm părinților care au observat niște schimbări în comportamentul copiilor, ce soluții le-am dat? Și o să le spunem și de terapie aici, că dacă altceva nu se poate, ajungem și la terapie. În primul rând trebuie să conștientizeze părintele, să se uite bine la copilul său și să vadă semnele respective, să nu le ascundă sub preș, pentru că cumva își va da seama că e și vina lui acolo și părinții tind să-și ascundă această vină și abia apoi să ceară, bineînțeles, ajutorul specialiștilor, pentru că cu cât o face mai devreme, bineînțeles că cu atât mai repede avem și rezultate. Uh-huh. Și hai să intrăm și spre niște jucării mai friendly, așa, și mai frumoase, mai solare, ca să le zic așa.
Orice, orice, atâta timp cât sunt personaje pozitive, cât desenele astea animate la care copiii se uită, se uită împreună cu părinții. Eu, spre exemplu, am identificat anumite desene uitându-mă împreună cu ei și ascultând limbajul sau ceea ce îndemnau. Mami, la aceste desene nu sunt pentru vârsta potrivită. Să știi că toate desenele animate au vârstă recomandată. Câteodată nici măcar acea vârstă recomandată nu este cea mai potrivită pentru ei. Și să ținem cont de toate aceste lucruri, pentru că sunt părinți care dau jocuri copiilor de 14 ani la 5 ani și apoi se întreabă de ce copilul meu este agresiv, nu este atent, își dorește tot timpul bătăi, își bate sora, vorbește urât la școală, nu ascultă profesorul. Păi ia gândește-te la ce se uită. Uite, și apropo de asta, folosești aplicațiile de control parental? Sunt foarte bune. Noi am ales varianta să scoatem tot. Tot, dar ce avem pe listă? Tot ce nu este ok pentru copii. Adică pe Netflix tu știi foarte bine că există varianta dacă nu vrei anumite desene să existe în programul tău, le ascunzi. Și copiii noștri au ascunse desenele cu care noi nu suntem de acord. Ce s-a întâmplat, mami? Au dispărut, nu le mai au program. Le-au scos, măi. Așa. Da, sunt varianta cea mai bună. Acum să vezi și o să vă îți minți copilul. Da, îl mint, pentru că la această vârstă de 5 ani, eu adultul decid, nu copilul de 5 ani. Mai târziu o să povestim despre toate aceste lucruri, pentru că eu oricum le spun de cele mai multe ori, eu adultul decid. Stăm de vorbă, negociem împreună, dar adultul este cel care are capacitatea de a face diferența, da, între bine și rău, ce-ți face bine și ce nu-ți face bine. Hai să nu punem această responsabilitate pe umerii copiilor noștri foarte mici, pentru că ei nu au capacitatea de a face această diferență. O vor face cu noi, în educația pe care o facem împreună și apoi decid ei. Uite, și să te întreb ce o să faci pe 15 mai. Tot e ziua familiei. Noi mergem la botez. Uite ce frumos. Cu copiii la iarbă verde, așa că suntem împreună, excepția Achim, nu-mi spuneți iară. Da, las iar pe Achim acasă, dar e lângă casa noastră și o să vină și el pe final la tort. Hai că luăm un pic cu noi. În schimb, el se distrează cu bunicii. Ei, păi uite, fiecare o să fie răsfățat are partea lui de răsfăț și da, de distracție. E și tata, e și Bubu cu el, așa că o să fie cel mai răsfățat. Nu-l putem lua bunici. Nu-l putem lua cu noi, pentru că tu știi bine că el doarme după amiaza, după care mami trebuie să stea să-l alerge și vrea și mami să stea cu adulți. Îmi pare rău, este dreptul meu. Este duminica în care tu stai cu adulți. În care ne jucăm și cu copii, dar mami vrea să stea și cu adulți. Este dreptul nostru. L-ai câștigat. Îți mulțumesc tare mult, Ana, pentru această discuție. Foarte frumoasă și foarte interesantă. Cu mare drag. La copiii noștri, la mulți ani și ție și la mulți ani tuturor părinților și să aleagă înțelept pentru copiilor. Așa să fie și te aștept cu mare drag și săptămâna viitoare să mai pălăvrăgim, că nu ne mai stă gura, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc mult.